Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la povestiri la gura sobei, după o scurtă pauză care poate să fie motivată sau nu. Eu cred că am avut motive bune pentru care am făcut această scurtă pauză. Iată, am revenit acum și încerc să vă vorbesc despre evenimentul pe care tocmai l-am depășit, despre anul nou. Vă rog să scuzați miaunatul, schelăcăitul cățelușilor. De data aceasta, în terapie intensivă aici, la gura sobei, nu mai este Zara, e Vesi, care are nici mai mult, nici mai puțin decât 9 puișori. A avut 10, însă unul s-a pierdut cu firea. N-a putut să lupte pentru dreptul lui la hrană și încet, încet s-a stins. A fost mai micuț, l-am și resuscitat vreo oră jumate când l-a fătat. Apropo, vineri seară am petrecut toată noaptea, de la 23 până dimineață la aproape de 5, ajutându-o să își usuce puiuții, i-am uscat cu fenul, i-am șters, i-am luat de lângă ea. Sunt o groază. Și am filmat toată fătarea pe care, așa ca într-un documentar Discovery, o să urc pe canalul meu de YouTube. Așa că dacă vreo oră jumate de filmare, da? Toată noaptea am filmat secvențe, așa că dacă vreți să vedeți prin ce program precis de secvență a fătării trece un cățel, puteți să urmăriți lucrul ăsta pe canal. Acum să ne întoarcem la ceea ce vreau să vă spun. Vreau să vă vorbesc despre pragul acesta dintre ani. Revelionul sau Reveillon, cum provine cuvântul din franceză, evocă, cum este și de înțeles, o masă de noapte. În România, această sărbătoare nu era deloc populară în secolul XIX, de exemplu, abia la începutul secolului XX, prin 1903. A început să se sărbătorească prin mese festive, dar nu în toate familiile, ci doar în cele aristocrate, care și împrumutase din Franța obiceiul acesta și care și permiteau să pună de toate pe masă. Și încet, încet s-a implementat. Se pare că prima petrecere publică, se pare, din ceea ce am citit și eu, că prima petrecere publică a Revelionului în România a avut loc la Ploiești, când mai mulți cofetari s-au întrecut, da, deci vorbim despre începutul secolului 20, s-au întrecut în a pune la dispoziție mai multe torturi dintre astea etajate și mâncăruri sofisticate. Toate lucrurile astea le puteți găsi cu ușurință dacă faceți un search pe internet. Asta ca și specific de România. Astăzi este un întreg ritual. De obicei, Revelionul trebuie să fie petrecut într-o altă locație decât acasă, fie că închiriezi o cabană, fie că îți închiriezi un loc la restaurant și te duci și petreci acolo, da? Însă, dacă părăsim spațiul acesta românesc, atunci, cum este de așteptat, ne întâlnim cu antichitatea când vorbim despre noaptea dintre ani. În străvechiul imperiu al Babilonului, încă dinainte de perioada neobabiloniană, care a fost inaugurată, începută de către celebrul său rege, și anume Nabucodonosor sau Nebucadnețar, cum mai este cunoscut, se sărbătorea ziua
de 31 spre 1 ianuarie ca fiind ziua lui Marduk, zeul principal al caldeenilor, al babilonienilor. Ulterior, câteva sute de ani mai târziu, când Imperiul Roman deținea puterea în tot bazinul Mediteranei și până în ținuturile îndepărtate ale Persiei de odinioară și ale Babilonului, evident, această zeitate Marduk a fost lăsată la ea acasă, acolo și s-a împrumutat doar sărbătoarea. Și a fost pusă pe cinstea zeului Janus, de aici și luna ianuarie, da? Și s-a sărbătorit în cinstea acestui zeu, zeul Janus, din lumea romană, sărbătoarea cam în același fel în care se sărbătorește astăzi, cu băutură, cu mâncare. Oamenii erau mult mai liberi în simțiri și trăiri pe vremea aceea, adică aristocrația romană încheiau seara de Revelion spre dimineață, după ce mâncau și beau bine, de cele mai multe ori cu orgii amoroase în cinstea zeului acesta, Janus, repet, de unde vine și denumirea primei luni, și anume de ianuarie. Încet, încet, în lumea creștină, de la Constantin încoace, deci din secolul IV, de la începutul secolului IV, Crăciunul a devenit foarte proeminent odată cu hotărârile care au fost luate la sinodul de la Nicea din anul 325. Și de-a lungul secolelor, Crăciunul era masa de noapte proeminentă de la încheierea anului, însă s-a lipit oarecum ca o sărbătoare botezată cu apă sfințită și această dată de 31 spre 1 ianuarie, ca fiind nimic altceva, și fiți atenți ce vă arăt, că e foarte surprinzător, creștinii habar n-au că există astfel de legături și imixtiuni ale creștinismului în păgânism și ale păgânismului în creștinism. Dacă Mântuitorul s-a născut, așa cum se spune tradițional, pe 25 decembrie, după Scriptura, a opta zi n-a fost circumcis, iată-te că 1 ianuarie este ziua circumciderii Mântuitorului. Și s-a potrivit așa de minune că se mai pune încă de o sărbătoare. Iar ca să fie tacâmul complet, 1 ianuarie este și ziua împăratului, adică a Basileului, a Vasileului, pentru că în greacă Basileos sau Vasileos, pentru că BV, ca în slavonă, interschimbabil, da? Acest Basileos din limba greacă înseamnă împărat. Vasile, transliterat în limba română, care înseamnă nimic altceva decât împărat. Da? Vasile, Vasilică, Lică, Silică, Sile și așa mai departe. Tot ce pornește de la Vasile. Vasi, Vesi, poftim, cum este cățelușa asta a mea, care acum s-a întins blană și are 9 pistonașe care se hrănesc. Deci, 1 ianuarie a fost stabilită și ziua împăratului, pentru că cea mai proeminentă figură din Imperiul Roman nu era altcineva decât imperatorul sau Pontifes Maximus. Titlu pe care astăzi îl au toți pontifii care stau pe Sfântul Scaun. Ok, ar fi multe de spus despre sărbătoarea aceasta a Revelionului. Însă vreau să
duc discuția într-o zonă în care pe mine și pe noi, ca familie creștină, cu tradiție într-o anumită căprărie, ziua de 31 decembrie, pe lângă faptul că e ziua mea de naștere, dar asta nu este important, pentru noi, în familia noastră, a avut un oarecare răsunet. Noi, de fiecare dată, ne duceam la biserică și în noaptea de 31, înainte de a veni acasă și a pune masa de Revelion și așa mai departe, ne duceam la biserică și trăgeam făgăduințe. Uite, aveți aici un plic, o tăietură de plic, pe care scrie la mulți ani 1975, anul meu de naștere. Și în tăietura aceasta de plic, nici mai mult, nici mai puțin decât patru făgăduințe. Patru făgăduințe de pe vremea aceea. De ce zic că sunt patru făgăduințe? Pe vremea aceea, după cum vedeți, pentru că în comunitatea asta de la Măgureni, unde am crescut eu, era oarecum o anumită tradiție fotografică, aveam prieteni fotografi, se făceau făgăduințele pe niște fotografii, fie tăiate așa frumos pe margine, observați, fie drepte, drepte, așa cum erau. Și se făceau niște poze unde erau scrise deja niște versete sub pozele acelea, dar se scria și de mână cu pixul anumite făgăduințe. De exemplu, pe una dintre ele scrie Genesa 12, ia să vedem. Genesa 12 cu 1 și 2. Cândva, când trebuia să deschid scriptura fizic așa, o deschideam, așa dexteritate aveam că o deschideam exact la locul precis. De 7 ani de zile lucrez numai online și sunt foarte dezobișnuit de a căuta în carte. Ce Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Asta și că ar fi fost făgăduința. Din 1975 și până astăzi, nu știu cui i-a picat această făgăduință, dar eu sunt în România, n-am ieșit din țara mea și din rudenia mea, nici tata a decedat în 2017, nici mama, chiar dacă momentan este plecată la sora mea în America. Sora mea a plecat acolo, să i-o fi picat lui sora mea în 1975, adică cu 4 ani înainte să se nască făgăduința asta, mă îndoiesc. Poate că a patra ar fi fost pentru Grigore, adică să fi fost tata, mama, eu, care chiar în ziua aia mă născusem la 11 după amiază, înainte de prânz, și Grigore, s-o fi împlinit făgăduința asta cu Grigore. Observați, fac și eu variante dintre astea, pentru că oamenii chiar își pun nădejdea în acest horoscop. Ăsta este un horoscop. Dar este un horoscop absolut măsluit, că nici măcar nu este lăsat să funcționeze pe principiul hazardului până la capăt. Ce înseamnă pe principiul hazardului până la capăt? Înseamnă să iei versete aleatorii din Sfânta Scriptură fără să ai o listă prestabilită mai dinainte. Adică să iei la întâmplare din toată cantitatea de versete din Sfânta Scriptură. Atunci, da, ar fi fost hazardul. Băi, mi-a picat nu știu ce verset. Dar nu, lista aceasta cu făgăduințe este făcută în așa fel încât să conțină doar versete frumoase. Doar nu conține versetul, să spice versetul și Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Ce să înțelegi tu din treaba aia? Că în anul următor, în anul ăla în care intri, urmează să te spânzuri și tu sau ce?
sau cine știe ce alte versete. Înțelegeți ce vreau să spun. Deci, chestia asta cu mi-a picat făgăduința din Biblie este exagerat, pentru că nu ți-a picat din Biblie, ci din acea listă aleasă anterior cu versete numai pozitive din Biblie. Însă unealta aceasta cu făgăduințe este ca multe altele, o unealtă cu două tăișuri. Îi învață pe de o parte pe cei care participă la un astfel de obicei stupid, zic eu, îi învață că Biblia poate să le vorbească și lor. Da, asta e adevărat. Și asta ar fi partea pozitivă, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte. Păi dacă tu alegi din Biblie doar versetele alea cu plus, pe alea de mustrare, ce mai faci? Haideți să vă spun ce am pățit eu într-un an de zile, când aveam în jur de 16, 17, 18 ani. În sfârșit era după Revoluție, la câțiva ani. Și haideți să vă spun ce am pățit. Ne-am dus cu Colindu și mergând noi acolo cu Colindu, îmi picase și mie ochii pe o fată din grupul acela de colindători. Eram așa amici. Și la un moment dat, tot colindând noi, pe la 10, jumate, 11, fata asta zice: eu am înghețat, eu nu mai pot să merg, rămân la mașină. Și zic și eu, zic, hai că rămân și eu. Și așa se face că am rămas și eu la mașină. Faza este că până s-a întors grupul din curtea aia de unde s-au dus ei acolo să colinde, eu am profitat așa de ocazia aia de singurătate că ne-am pupat și noi un pic în mașină acolo. Ca tinerii care și-au găsit și ei un prun ca să se bage un pic după prun. Au venit ceilalți, noi bucuroși că au venit ceilalți, că în seara aia am găsit și noi o portiță de timp așa să fim singuri și să ne sărutăm, mare inginerie ce făcusem noi. Deci asta undeva pe 24-25, da? Decembrie. La noaptea de Revelion am tras făgăduință. Și nu mai știu versetele din Biblie, dar știu bine experiența prin care am trecut atunci, că am greșit cartea și am deschis la capitolul și versetul potrivit, ca așa cum era scris pe făgăduință, dar cartea o greșisem. Și scriam versetul ăla ceva de genul că dacă nu te pocăiești, în anul ăla vei muri. Scria ceva de genul cam cum scria în Ieremia 28 cu 16, ceva de genul, dar nu cred că ăsta era versetul. În sfârșit, oricum, pentru mine a fost șoc și groază. Zicea 28 cu 16, de aceea așa vorbește Domnul: iată că te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Mamă, când am citit eu ceva de genul ăsta și știam că mă sărutase și eu cu fata aia, vai de capul meu, am zis, gata, mă omoară domnul anul ăsta. A intrat o panică, o groază în mine. Și de la amvon tocmai zice, haideți să vedem ce făgăduințe v-au picat. Unul spunea una, numai versete de-astea frumoase, Domnul va fi cu tine, te va binecuvânta, nu știu ce, cu tare. La mine, anul ăsta te omor, nenorocitule, capra pe urci și ursul sus pe autobuz. Mamă, stăteam, uite așa, mă făcuse mic. Cine m-a pus în loc să mă duc să colind? Vai de capul meu și nu știu ce. Mi-am făcut curaj după vreo 40 de minute când toată comunitatea citea făgăduințele care le picaseră. M-am dus și eu, am coborât de la cord, acolo de unde eram, jos pe hol și pe hol era mama în fața camerei de la comitet. Și zic, păi mamă, zic, cred că la mine e o greșeală. Zic, uite, ce făgăduință mi-a picat. Scrie aici că mor anul ăsta dacă nu mă pocăiesc. Cum așa, zice mama? Uite,
și îi dau făgăduința, eu cu Biblia deschisă, cu făgăduința în mână. Citește mama acolo, zice: "Nu vezi, mă, că ai deschis unde nu trebuie." "Cum?" "Păi da, și când mă uit eu acolo, era alt verset, altă carte, alt..." Ah, așa m-am liniștit, gata, am scăpat. M-a binecuvântat Domnul, ia uite, scrie frumos și acum. Deci asta am trăit eu, asta am pățit eu. Chestia asta cu făgăduințele, dacă ar fi unicul lucru care tratează Scriptura într-un mod necuvenit, pentru că Scriptura este, da, insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, ia această carte. Asta este Biblia după care a citit tata ultima dată și mi-am permis să o iau de acolo, de pe pervaz, de unde a lăsat-o el. O să o duc imediat înapoi. Și această carte, Biblia, nu trebuie să fie, nu trebuie să fie tratată ca o carte care îți vorbește la întâmplare. Ia să văd ce mi-a picat. Acest obicei este absolut stupid. Este de o superficialitate nedemnă pentru cineva care ar trebui să, ca urmași al Domnului Hristos, să considere Sfânta Scriptură ca ceva nu doar solemn, ci și sublim, ca ceva de care trebuie să te apropii cu considerație, nu cu principiile zarului și ale norocului, ale hazardului și ale lozului în plic. Așa ceva pentru mine a fost o bucurie ani de zile. Eu am făcut lucrul acesta ani de zile. Noi, în familia noastră, am prețuit acest obicei al făgăduințelor, tocmai de aceea s-au păstrat până astăzi aceste făgăduințe din... Sunt 47 de ani. În casa noastră au fost păstrate aceste făgăduințe și nu doar ele, multe altele, în cutii. Erau așa, în cutii, da? Păstrate. Multe dintre ele în ultimul timp le-am aruncat. Din 2015, de când am revenit la Măgureni acasă, să am grijă de tata, și care s-a prăpădit 2 ani mai târziu, și eu n-am mai luat și n-am mai participat la acest horoscop. Ne lua mama însă făgăduințe. Și ulterior, când zice, v-am luat și vouă făgăduințe, poftim. Și când a văzut că mă uitam la ele așa precum capra la ceas, și-a dat seama că m-am detașat, m-am înstrăinat de... Ulterior s-a pierdut obiceiul ăsta. Acum nu doar că mi-este străin, dar îl și condamn. Îl condamn pentru că mi s-au deschis ochii și repet, Scriptura nu trebuie și conținutul ei nu trebuie să fie tratat într-un sau printr-un obicei prin care hazardul, norocul, ceva de tip horoscopist sau loz în plic îți pică. Așa ceva nu se poate. Dar mai sunt și alte modalități prin care, și acum mă apropii de cărțile care vor ajunge pe foc, bineînțeles că ca amintire care să mărturisească împotriva a ceea ce prețuiam, voi păstra aceste făgăduințe din plicul acesta, ca amintire să nu mai fac, nici să stea înaintea ochilor mei și să-mi spună să nu mai faci așa ceva niciodată. Tu să prețuiești Sfânta Scriptură ca cuvântul lui Dumnezeu care îți vorbește în tot timpul, nu care îți pică una, îți pică alta și îți pică numai părți de alea frumoase pe care le-a ales prezbiterul. Am scris făgăduințe, am elaborat de-a lungul timpului liste cu aceste făgăduințe. Am făcut multe, multe. Dacă astea ar fi singurele trânte pe care eu le-am făcut în viața mea, aș fi un semi-sfânt deja. O altă unealtă care tratează Scriptura cu superficialitate
Este, de exemplu, o carte ca aceasta, da? 365 răspunsuri, devoțional zilnic pentru tineret. Pentru fiecare zi, niște comentarii, cum ar fi, hai să vedem 1 ianuarie, da? Să vedem ce scrie pe 1 ianuarie. 1 ianuarie, întrebare, cine știe? Cine știe dacă suflarea omului nu se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Eclesiastul 3:21. Îți aduce aminte cum te-ai simțit atunci când la școală profesorul a pus o întrebare la care nu știai să răspunzi? Dacă Dumnezeu ți-ar pune astăzi o întrebare al cărui răspuns se găsește în Biblie, ai cunoaște răspunsul? Va veni ziua când Dumnezeu îți va pune întrebări la care doar tu vei ști să răspunzi, pentru că vor fi întrebări legate de viața ta. Crezi că ești pregătit? Scrie răspunsul aici și aici trebuia să scrii răspuns. Fiecare zi, fiecare zi, uite, observați? Aici. Mie mi-a plăcut când a zis că un singuratic cunoaște mai bine prietenia și la alții au doar formele. Ok. Am mai și completat în cartea aceasta din când în când. Este a mea. Sau și să-l cunosc pe el. Asta este din anul 2000, nu mai știu din ce an este, ianuarie, nu mai știu, asta e făcută fără an. Asta este tot așa ceva făcut fără an, ca să se potrivească mai mulți ani la rând, de-aia le-au făcut așa. Observați, tot așa, pe zile. Sau cartea aceasta, care este făcută sub conducerea lui Edgar Douglas, cu Iisus din Eden până în veșnicii, devoțional zilnic 2010. Aceste cărți, care au comentarii, care au versete biblice pentru fiecare zi, mărturisesc împotriva oricui le-a cumpărat și le-a avut, pentru că este de neconceput. Eu mă minunez cum, ani de zile, 10-20 de ani, în fiecare zi citind versete din Biblie, în loc să te luminezi, să înțelegi, să devii un profesionist în cercetarea și cunoașterea Bibliei și a Cuvântului lui Dumnezeu, devii din ce în ce mai mistic, mai superficial, mai necunoscător în ale Scripturii, iar eu mă minunez cum de aceste unelte, care au fost concepute cu scopul de a oțeli mintea unui om în cunoștințele biblice, au dat în bisericile, care toate bisericile au așa ceva, au dat efectul invers, nu cel scontat. Și oamenii au devenit din ce în ce mai superficiali. Răspunsul la această mirare sau întrebare a mea, cred că este evident. Dacă cineva tratează Scriptura superficial și o tratează așa ca și cum, ia să vedem ce îmi vorbește mie Biblia astăzi. Eu cunosc persoane care s-au nenorocit pe viață, deschizând Biblia și spunând, hai să vedem ce îmi vorbește mie Biblia. Acum au pus degetul pe versetul ăla și gata, după postul și rugăciunea de 3, 4, 5 zile pe care așa, uite, așa mi-a vorbit Dumnezeu. Capitolul ăla vorbește despre mine, eu trebuie să fac așa cum zice acolo. Cunosc persoane care au făcut așa și care și-au nenorocit viața, care s-au însurat, s-au căsătorit, sau s-a măritat. Cunosc două, chiar trei persoane care au procedat în felul acesta, care au pus semne. Cunosc o persoană care s-a căsătorit după ce a postit vreo 2, 3, 4, 5 zile și s-a rugat, că nu știa pe cine să o ia dintre două surori, pe aia sau pe cealaltă. Și a zis el că să-i arate Domnul pe cine să o ia și o să le aștepte la stația de autobuz de lângă casa lor, de unde coborau ele ca să ducă acasă, și prima care coboară din tramvai, aia îi va fi nevastă. Așa a făcut Lucian Cristescu, l-am auzit eu povestind așa ceva.
Deci, a trata superficial cuvântul lui Dumnezeu, eu zic că este nu doar greșit, ci se obține și efectul invers, și anume de înjosire, de îndobitocire a minții. Uneltele acestea vor ajunge pe foc, nu din cauză că n-ar conține ele idei sau gânduri valoroase. Ba da, sunt atât de multe lucruri interesante. Am scris și eu la un astfel de devoțional, două devoționale într-un an, nu știu, 2007, 8, ceva pe acolo, în perioada aia. Am scris și eu două devoționale în cadrul unui de-asta de devoționale. Dar ele sunt ca prăjiturile pentru masa unui om. Mănâncă prăjituri toată ziua, de când se trezește până pe la prânz și când se așeze și el să mănânce sănătos și a înfrunți mâncarea. Ele dau senzația omului că a cercetat Biblia în ziua respectivă. A, gata, mi-am făcut partea, am făcut devoționalul. Și când colo e hrănit doar cu prăjituri, nu cu hrană consistentă, sănătoasă, niște mizerii care trebuie să ajungă în foc. Și închei prin a vă spune că anul acesta îmi doresc ca Scriptura să se împlinească, făgăduințele ei să se împlinească cu noi. Vă doresc redeșteptare, vă doresc apropiere de Scriptură. Și lucrul acesta nu-l spun că suntem la 1 ianuarie. Nu, n-am nicio treabă. Putem să fim și la 25 decembrie, putem să fim. Vă spun că așa formal în anul acesta în care am intrat, după calendarul gregorian, nici nu mai contează, nu mă interesează, după numărătoarea asta, în săptămânile care urmează, lunile care urmează, sau orele, nu știu, fiecare avem de la Dumnezeu dăruit un anume timp, îmi doresc mie și vă doresc și vouă să vă apropiați de Sfânta Scriptură, să vă apropiați cu solemnitate, cu seriozitate, să o cercetați ca fiind mana, hrana coborâtă din cer pentru noi, o carte care trebuie să ne facă destoinici pentru orice lucrare bună dumnezeiască. Aceste cărți, renunțați la ele, că vă ocupă timpul. Timp pe care voi ar trebui să-l dedicați hranei sănătoase. Ce să vă spun mai mult? E chemarea mea pentru voi, e rugăciunea mea pentru noi. Îmi doresc să revină Mântuitorul cel scump foarte, foarte curând. Vă invit să participați la prezentările de profeție biblică pe care împreună cu Sebi le aducem iar și iar în atenția voastră pe YouTube, pe canalul Capătul unei ere. Puteți să introduceți Capătul unei ere în căutare și vă va duce în canalul nostru de YouTube. Acolo găsiți explicații ale profeției biblice, găsiți motive prin care să înțelegeți cât de aproape suntem de revenirea Domnului Hristos. Găsiți încurajări ca să nu cădeți în disperare, că nu sunteți pregătiți pentru evenimentul acesta frumos al revenirii Domnului Hristos. Vă mulțumesc că distribuiți această prezentare și la prietenii voștri, poate îi ajută și pe ei această informație. Și încrezători că ne putem întâlni și la episoade viitoare intitulate sub acest titlu, Povestiri la gura sobei. Eu vă spun la revedere și vă doresc sănătate tuturor!